Sinodul Mitropoliei Ardealului a aprobat joi canonizarea părintelui Arsenie Boca, supranumit Sfântul Ardealului. Dosarul de canonizare va fi trimis Sinodului Bisericii Ortodoxe Române, care va lua decizia finală. Mitropolia Ardealului a început demersurile de canonizare în noiembrie 2015, când a fost stabilită o comisie cu misiunea de a cerceta viața fostului stareț al mănăstirii Prislop. Asta după ce în mini-vacanța de 1 mai 2015, pe la mormântul lui Arsenie Boca de la mănăstirea Prislop, s-au perindat aproape 100.000 de oameni. Cel care avea să fie cunoscut ca Sfântul Ardealului s-a născut la 29 septembrie 1910 în Vața de Sus. Anul acesta, pe 28 noiembrie, se împlinesc 30 de ani de la moartea lui Arsenie Boca. Mormântul său de la mănăstirea Prislop a devenit loc de pelerinaj. Arsenie Boca a fost arestat și torturat în 1948 și 1951 pentru presupuse legături cu legionarii, fapte negate de acesta. Închis în penitenciarele din Jilava, București, Timișoara și la Oradea, condamnat la muncă silnică la Ocnele Mari și la Canal, Arsenie Boca a revenit după executarea pedepsei ca stareț la mănăstirea Prislop. Dacă va fi canonizat, data de pomenire a Sfântului Arsenie de la Prislop va fi 28 noiembrie, data la care a decedat. Canonizarea părintelui Arsenie Boca ar însemna și trecerea în calendar a primului mărturisitor din temnițele comuniste.